Este artist plastic, filantrop, donator, precum și membra Uniunii Artiștilor Plastici din România din 1999. Sculptor de renume mondial, operele sale fac parte din colecții private aflate în țări precum Canada, Mexic, Statele Unite, Elveția, România și Israel. Vorbim despre Rita Safira Sain. De curând, aceasta a donat muzeului satului din București 45 de păpuși din porțelan și a transformat o casă într-un muzeu al păpușilor. Muzeul Național al Satului Dimitrie Gusti vă invită în data de 3 decembrie, ora 11, la deschiderea expoziției Casa Popușilor, jucării donate de Rita Safira Sain. Aceasta reunește păpuși din porțelan care au fost achiziționate de colecționară din diverse țări. Am transformat într-o casă țărănească frumoasă într-un muzeu al păpușilor. Obiectele, respectiv păpușile, sunt colecția mea. Ca să strâng această colecție am muncit foarte mult. Poate cineva care a fost și el interesat de păpuși mă poate înțelege. Extrem de greu de găsit și foarte scumpe. Dar eu mi-am dorit foarte tare... Întâi am început să le strâng așa, una, 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 una. Când s-au strâns mai multe am zis, de fapt, asta... Ar arăta foarte bine ca un muzeu al păpușilor pentru copii. Păpușile astea sunt germane. e sunt mari specialiști în păpuși. Păpușile mari, care le vezi, le-am strâns la început și le-am strâns foarte greu. Și după aia am zis, ce astea mi sunt frumoase. Și, realmente, sunt frumoase. Deci, ce poate și așa și așa. Atunci am strâns la grămadă. Rita Safira Sain este de peste 25 de ani donatoare de jucării. Marele său regret este că nu a reușit să aibă propriul copil, dar a ales să-i considere pe cei din centre, pe cei nevoiași, ca fiind ai săi. A căutat cu fiecare ocazie să le dăruiască din ceea ce a colecționat și a propus să realizeze un mic muzeu al păpușilor și la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Grigore Alexandrescu din Capitală. Marele meu a mort un copii n-am avut, dar în aceeași măsură iubesc copiii. Și pentru că n-am avut copii, toți copiii erau copiii mei. Și am făcut tot timpul donații. Ce donez unor copii? Au fost și haine și a dar mai ales păpuși, mai ales jucării. Și atunci am apucat și de ani de zile, cred că am liniștit, pot să spun, 25 de ani, sunt donatoare de jucării, atât pentru capitală, cât și pentru țară. În toată țara am donat. În primul rând, bineînțeles că donam copiilor în nevoi. Sunt copii care nu au, care vor. Unii copii chiar n-au văzut jucării. Și bineînțeles că la ei m-am gândit prime. Și am reușit. Nu am cerut de la nimeni nimic. Nimic, nimic. Tot ce am putut să fac, am făcut din propriile puteri. Păpușile vor intra în patrimoniul muzeului, pentru că au fost donate de colecționară instituției. Nu este prima dată când colaborăm cu doamna Șapira. Este, cred că, a patra expoziție. Am mai avut una care s-a numit Păpuși Carnaval, Acolo au fost mai multe expuse. Ideea organizării acestei expoziții a venit de la doamna Shapira, prin această donație. Dumnezeu ne-a promis că ne donează aceste păpuși care vor intra în colecția muzeului. Sunt în număr de 45, și ideea organizării expoziției mi-aparține mie. Și colegilor mei de la secția expoziției temporare. Conceptul expoziției a fost uh, ca într-o sală, printr-o expunere statică, să etalăm aceste păpuși cu fețe de porțelan, aceste păpuși delicate. Iar uh, în cealaltă sală am ales uh, să ne legăm puțin de. Partea interactivă, jocul copilăriei. Am încercat să facem o sală de teatru cu o piesă de teatru, unde actorii și spectatorii sunt chiar păcuși. Nu este prima dată când rita Safira sain face donații pentru Muzeul Național al Satului Dimitrie Gusti. Artista a donat sculpturi, podoabe, elemente de port popular, ștergare și ceasuri rare. În data de 20 mai 2016, la aniversarea a 80 de ani de la înființarea muzeului, aceasta a primit diploma onorifică pentru donațiile sale. În decembrie 2015, Rita Safira Sain a expus la Muzeul Satului și colecția de păpuși de carnaval.